Cancelarul Angela Merkel ascultă cu atenție. Premierul britanic David Cameron dă din cap aprobator. În centrul celui mai select cerc de politicieni de la reuniunea de la Bruxelles se află Traian Băsescu. Vorbește și nimeni nu-l întrerupe. Mai mult, e aprobat pas cu pas. Liderii europeni pot fi văzuți în ipostaze de-a dreptul prietenești când discută cu șeful statului român. Victor Ponta efectuează și el o vizită în China zilele acestea. Iată cum a fost întâmpinat la aeroport. Copii, flori, fețe zâmbitoare și absolut niciun politician cunoscut sau de un rang egal cu cel al premierului român. Mai mult, premierul nu are nicio întâlnire în programul oficial.